După o scurtă pauză, Liga Prieteniei Giurgiu continuă noul campionat lansat în urmă cu câteva săptămâni. Mâine seară la terenul La Balon de pe șoseaua Prieteniei fiind programată etapa a doua. În sezonul 2 al competiției, care se desfășoară în sistem campionat, s-au înscris un număr de 12 echipe, în sistem 5+1, urmând ca primele două echipe din clasamentul final să reprezinte județul Giurgiu la nivel național. Revenind la sezonul 2 al Ligii Prieteniei, în etapa 1 s-au desfășurat 6 partide. Liga Prieteniei este un campionat organizat de Asociația Umanitară Unis pentru Giurgiu și susținută de candidatul la primăria Giurgiu, Florian Nicolae. Mâine, în prima parte a etapei a doua, sunt planificate partidele dintre PTF Giurgiu și ARG, Forest Bicu și Amicii, Sel Giurgiu și Necunoscuții.